Mă prieteni, vă salut. Astăzi, iată, avem așa un mixer la reparație de la RCF, îl PAD 16. Iată, așa arată. Are o problemă. Canalul din partea stângă are o distorsiune de fond prea exagerat de mare, să spunem așa. Urmează demontarea, prezentarea interioară și rezolvarea problemei. Deci, iată așa un defect. Am curățit acest mixer. Vreau să vă prezint interiorul și a rugămintea unui abonat să vă comunic ce ține de calitatea pieselor. Începem de la potențiometri de volum. Deci, potențiometri de volum exact așa ca la Behringer, modelele Xeni. Aceiași potențiometri, doar că au această protecție pentru praf, împotriva prafului. Condensatorii electrolitici, iată aceștia, sunt de la un producător care se numește Iscon. Butoanele, ceva mai bun ca la Behringer, dar oricum pe parcurs vor să fie probleme și cu ele. Potențiometrii axiali sau potențiometrii care vedem pentru reglarea parametrilor semnalului. Noi avem de la un anumit producător, iarăși ceva simplu, nu este nimic ieșit din comun. Amplificatoarele operaționale 45-80, majoritatea. Nu, și în rest, după cum se vede. Placa este, spunem așa, făcută bine, aș spune mai calitativ ca la alte modele. Mai avem aici firele de conexiune, la fel sunt destul de calitative. Sursa de alimentare, una destul de serioasă. Așa. Cartela de sunet, ceva obișnuit, nimic ieșit din comun. Așa. Deci, la prima vedere, ar avea ceva asemănător cu mixerele de la Alto. Cei care cunoaște aceste modele de mixer Alto, deci iată, acest RCF ar avea ceva în comun, parcă ar fi realizat de același producător. Foarte mult silicon. Foarte mult silicon. Foarte, foarte mult. Însă este lucrat destul de bine, aș spune eu. Deci, iată, lângă fiecare fișă de conexiune este notat ce este, cum este alimentare, semnal, mai știu eu. Și cam asta e. Defectul încă nu a fost identificat. Mă gândeam că o să fie ceva simplu, dar vreau să vă spun că este foarte complicat. Puține componente, dar un defect ascuns. Mergem în căutarea lui. Referitor de construcție și utilizarea pieselor, deci avem aici majoritatea, deci aș spune un 90% din componentele electronice utilizate sunt componente de tip miniaturizat, SMT, care o să vă spun că au o toleranță de 5%. Deci nu sunt folosite componente de precizie înaltă. Deci asta am dorit să menționez, fiindcă cineva din abonați m-a rugat foarte mult ca să mă axez pe completație, construcție, folosirea pieselor și așa mai departe. Deci avem niște rezistoare, condensatoare, cu o precizie de
5%. Așa, referitor la defect. Deci, defectul mi-a dat bătăi de cap foarte mari. Am deja 5 zile lucrate la acest mixer. Și iată, mă învârteam în jurul problemei și nu era posibil să o depistez. Inițial m-am axat pe acest divizor care este montat la ieșirile de XLR. Problema nu a fost aici. Am mers conform documentației spre etajul final, să spunem așa, etajul final de sumare a sunetului. Am dat vina la aceste microcircuite. Nu a fost să fie așa. Mai apoi am încercat să văd, poate problema ar fi din aux return, la care sunt folosite aceste circuite. Iarăși, nu a fost să fie problema aici. Măsurări cu osciloscop, multimetru și mai departe, toate componente din reacție negativă, ceea ce de obicei iese și din funcție, însă a fost fără de succes. Spre fericirea mea, după așa o îndelungată studiere a acestui mixer, s-a dovedit a fi problema, cum credeți, că era în placa de la USB, deci de la placa de sunet, problema fiindcă placa de sunet este în strânsă legătură cu etajul final de amplificare a semnalului după potențiometru de volum, cât și cu aux-ul, returnurile, cu toate. Deci un defect foarte și foarte straniu. Bine, în concluzie, de ce s-a defectat? S-a defectat din motiv că, deci asta se referă ca un sfat și către toți ceilalți care folosesc nu doar astfel de mixere, majoritatea mixerilor pasive. Deci atunci când conectați lanțul acustic între etajul final a mixerului și amplificator sau boxă activă, străduiți-vă întotdeauna ca boxa să fie deconectată, cât și mixerul și volumul închis la boxa activă sau amplificator. Deci asta reduce riscul de defectare a ambelor utilaje. Deci, repet, atunci când conectați firul de semnal de la mixer din XLR sau jack spre amplificator sau boxă activă, neapărat să fie închis volumul de master atât la mixer cât și la boxă sau amplificator. Să fie deconectat atât mixerul cât și boxa activă sau amplificatorul. Deci când facem conexiunile între etajele lanțului acustic, mixer, amplificator, boxa activă, neapărat străduiți-vă să aveți volumurile închise și dispozitivele deconectate. Deci să nu fie conectate deci butonul de power. Spunem așa, întrerupătorul la power. Asta limitează riscul de defectare a ambelor utilaje. În cazul de față, anumit din acest motiv, a fost defectă ieșirea de la canalul stâng. Din acest considerent s-a defectat, fiind boxa activă conectată, volumul deschis, s-a conectat firul de semnal și acea distorsiune apărută s-a întors prin reacția negativă către etajul de preamplificare, mai apoi întorcându-se prin fișa de la cartela de sunet spre cartela. Și iată și defectul respectiv. La moment s-au înlăturat toate problemele, mixerul s-a curățat. Sper că v-a fost utilă această informație și urmăm cu asamblarea. Mixerul a fost asamblat. Iată, am aici un semnal de test.
Am conectat în ieșirea din partea stângă, cea care era defectă. Așa, și iată, semnalul de fon a dispărut, acea distorsiune care era prezentă în defect. Am un semnal de fon care trebuie să fie, ceea ce dă dovadă că mixerul a fost reparat, totul este ok și urmează să-l transmitem proprietarului.